Bine te-am găsit! În acest material îți prezint cum să realizezi descrierea de tip portret a propriei persoane. Să-ți povestesc mai întâi despre Rareș. El are o mătușă care locuiește în altă țară. Mătușa nu l-a mai văzut de foarte mult timp, de când era în clasa pregătitoare. Dânsa nu are un telefon performant și nici adresă de e-mail pentru a-i trimite fotografii, așa că Rareș se hotărăște să-i scrie o scrisoare în care să-i descrie cum arată el și care sunt preocupările sale. Înainte de a începe să scrie, Rareș face un plan cu toate detaliile despre sine. Îi va spune mătușii ce vârstă are și unde locuiește familia sa acum. Va adăuga detalii despre trăsăturile sale fizice pentru ca mătușa să își dea seama ce mult s-a schimbat el. Va scrie despre trăsăturile sale morale și va povesti despre lucrurile care îl pasionează. Iată textul din scrisoarea pe care a scris-o Rareș mătușii lui. A scris că are 10 ani și că familia sa locuiește în București. S-a descris pe sine, a precizat înălțimea și a dat detalii despre înfățișarea sa. E mai înalt, are părul șaten, trăsăturile i s-au modificat. A spus despre sine că e prietenos și darnic și că are mulți prieteni. Din scrisoare, mătușa va afla că lui Rareș îi place să joace tenis și că ar vrea să devină biolog. Acum este rândul tău să scrii o scrisoare în care să te descrii. Imaginează-ți că participi la o activitate în care trimiți o scrisoare unui prieten din altă localitate. Povestește-i despre tine, ghidându-te după următoarele întrebări. Pe data viitoare! Știai că, din cele mai vechi timpuri, oamenii au folosit porumbeii pentru a trimite mesaje și scrisori în alte localități?